Deși a fost eliberat din hotelul de imigranți în care a fost ținut de autorități, Djokovic așteaptă încă decizia finală din partea autorităților pentru a vedea dacă va putea concura la Australian Open. Deși în urma procesului judecătorul a decis eliberarea imediată a tenismenului, ministrul federal pentru imigrație poate lua o altfel de decizie, care va fi și finală în cazul lui Djokovic. Ministrul poate decide interzicerea intrării lui Djokovic în Australia timp de 3 ani de zile. Deși ministrul avea la dispoziție 4 ore după încheierea procesului să ia o altă hotărâre, procesul rămâne încă deschis, iar decizia finală a fost amânată pentru mâine dimineață. Familia lui Djokovic urmează să dea și o declarație de presă după ce tatăl tenismenului ar fi declarat pentru o publicație că fiul său ar fi fost rearestat pentru a fi deportat. După ce mai mulți fani ai tenismenului s-au strâns în fața curții de apel unde a avut loc procesul lui Djokovic pentru a sărbători victoria eliberării acestuia din hotelul unde a fost ținut de autorități, în momentul în care acesta a părăsit clădirea, sute de fani aflați în zona au devenit extrem de agitați. Mai mult, au apărut ciocniri între aceștia și forțele de ordine. Fanii tenismenului au aruncat cu mai multe obiecte înspre polițiștii care însoțeau mașina în care se afla Djokovic. La rândul lor, forțele de ordine au folosit tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Procesul lui Novak Djokovic a fost difuzat live, deși au existat mai multe probleme tehnice care au îngreunat transmisiunea în direct. 3 avocați au fost prezenți la proces pentru a-l apăra pe tenismen în timp ce acuzarea a fost reprezentată de 2 tineri. După ore întregi de audieri, judecătorul a decis eliberarea imediată a tenismenului din hotelul de imigranți. Mai mult, în timpul procesului, acesta a făcut și câteva comentarii pro-Djokovic. Un fapt semnificativ, mai ales în contextul anulării unei vize, din moment ce o persoană a sosit, după ce un profesor și un medic calificat au prezentat și au oferit solicitantului o scutire medicală, ce putea face omul ăsta mai mult de atât? Djokovic nu știe încă dacă își va putea apăra titlul la campionat, deoarece ministrul federal pentru imigrație poate, prin puterea personală de anulare, reglementată de un articol de lege din actul pentru imigrări, să ia decizia de anulare a vizei sârbului. Novak Djokovic, jucătorul profesionist care este numărul 1 mondial în acest moment, a fost reținut timp de 8 ore pe aeroportul din Melbourne, înainte de a fi închis în hotelul pentru refugiați. Asta deoarece autoritățile australiene i-au anulat viza tenismenului, după ce Djokovic a intrat pe teritoriul australian nevaccinat, doar cu o scutire medicală de vaccinare împotriva COVID-19 din partea organizatorilor turneului la care ar urma să participe pe 17 ianuarie.